Zona este pitorească, cu mare atracție turistică, ceva unic în țară, însă municipiul Orșova din județul Mehedinți a ajuns o ruină. Iarna își pune de asemenea amprenta, pensiunile sunt închise, iar turiștii nu mai vin. De la orașul trandafirilor la municipiul groazei și al neputinței administrative, municipiul a ajuns cu precădere în ultimii ani o ruină. Tot mai puțin vedem astăzi în Orșova, atât din cauza pandemiei, întrucât restaurantele, cafenelele, pensiunile au fost închise, cât și din cauza proastei administrații, deoarece Orșova ar putea fi perla Dunării indiferent de sezon. E un oraș destul de mort, locuri de muncă nu sunt, sunt mulți pensionari, e frig, asta e, ce să faci? Vara cum este? Sunt mai mulți turiști? Sunt, turiști, da. Este mai vie Orșova? E mai vie, într-adevăr, da. Dacă s-ar investi un pic mai mult, ar fi și mai viu. Un pic în turism. Ar trebui să investească mult mai mult. Nimic din ceea ce întâlnește aici nu te duce cu gândul la Europa și nici la secolul în care trăim. Municipiul Orșova se bazează în mare parte pe turism. Din păcate, iarna și acest lucru este blocat. Turiștii nu mai vin pe timpul rece, iar activitățile sunt mai puține. Pe timpul iernii sunt turiști mai puțini, deoarece pensiunile de pe clisura Dunării, sunt închise. În perioada de iarnă. Industria Horeca a avut de suferit pe timpul pandemiei, iar numărul turistic scade de la o zi la alta, întrucât punctele forte ale municipiului nu sunt valorificate. În acest rând, din păcate, Orșova nu este pe butuci doar iarna, ci pe tot parcursul anului.